Oamenii de știință fac progrese importante în tratarea cancerului. Cercetătorii de la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie au dezvoltat un medicament care prelungește viața pacienților cu cancer în studiu terminal. Care sunt rezultatele studiilor clinice de fază 1? Știe Mihaela Chircă, editor Aleph News. De pacienți cu cancer în stadiu terminal, iar rezultatele au fost unele foarte bune. La 70% dintre pacienții, cancerul s-a oprit din evoluție după 6 săptămâni de tratament. 12 persoane au continuat medicația și evoluția s-a oprit după 18 săptămâni, iar o femeie a trebuit să ia medicamentul timp de 17 luni, până când cancerul s-a oprit din evoluție și în cazul ei pentru 2 ani. Un lucru foarte important față de chimioterapie este că în urma acestui tratament, bolnavii nu-și mai pierd părul, ceea ce poate avea un impact pozitiv foarte mare, mai ales la nivel psihic și emoțional, pentru că știm că este un prag foarte important. Faza 1 a acestor studii trebuie de fapt să dovedească că medicamentul testat nu este unul toxic și a reușit să facă asta, iar mai apoi urmează testele clinice de fază 2, care trebuie să dovedească mai exact dacă acest medicament este eficient și cu siguranță dacă în prima fază am avut 20 de persoane, în faza a doua, deja sunt mult mai multe persoane, iar aceste teste au început și în câțiva ani, cel mai probabil, vom avea și rezultatele pentru această fază.